urmă cu câteva luni, pe Facebook a apărut un anunț potrivit căruia o firmă din Giurgiu are nevoie de muncitori pentru a monta panouri solare în Anglia. Societatea giurgiuveană s-a înființat pe 8 ianuarie 2015 și este patronată de Marian Iordache Zisnes. Nu are niciun angajat, dar totuși a reușit să prindă un contract cu o firmă din Anglia pentru a monta panouri solare. Circa 40 de muncitori, majoritatea din Giurgiu, au acceptat oferta și au plecat în Anglia, spun ei, cu promisiunea că vor avea contracte de muncă, masă și cazare gratuite și un salariu lunar de 900 de lire sterline. Românii mai spun că au muncit acolo circa 2 luni în condiții extrem de grele. Au fost cazați într-o hală, iar banii i-au primit doar pe jumătate. Fără a mai putea lua legătura cu patronul giurgiuvean, muncitorii au revenit în țară, iar azi s-au prezentat la poliție pentru a depune plângere. Am muncit în Anglia 2 luni, între care colegii mei unii au 3 luni, 3 luni și patronul firmei nu ne-a dat, a fugit cu bani. Ne-a dat o parte din bani, 500, 1000, așa, iar când a luat ultima tranșă de bani, a dispărut cu bani cu tot. Ca să ajungem în țară a trebuit să sunăm la ambasadă, nici ambasada nu ne-a ajutat prea mult și prin beneficiarul de acolo, firma Viking, administratorul ne-a oferit posibilitatea ca să ajungem în țară, ne-a cumpărat bilete de avion. Ni s-a promis contract legal, dar nu s-a mai respectat nimic. Ne-au promis unele condiții civilizate și ne-am trezit ca după, cel puțin eu, am plecat pe data de 15 ianuarie anul 2015. Am început munca, efectiv munca. O săptămână s-a respectat aproape integral ceea ce mi s-a promis. Dar după o săptămână ne-a dus într-o hală, o fostă fabrică, și în condiții inumane, fără apă caldă, pe timp de iarnă, fără căldură, multe zile erau fără căldură, și mâncare la comun, ca la pușcărie, ca să o spun pe sincer, o să demonstreze colegii mei, condiții de muncă, dacă era ploaie, putea să plouă toată ziua, noi munceam, fără, nu-i păsa la nimeni că suntem mulți sau nu știu ce, și mi s-a îngrădit posibilitatea de a reveni în țară, că nu mi se dă banii la timp. Și dacă eu trecea o săptămână și aveam 3 săptămâni, exemplu, să iau banii, nu puteam să plec în țară, că speram să mă recuperez banii. Cu speranță mai stam o săptămână și după aceea el tot o lungea. Să dă marți, să dă vineri, să dă săptămâna viitoare, mi-a băgat banii, mâine nu mai. Că mai trebuie, mai durează până să-i scoată din bancă, să facă operațiunea bancară, mai durează 2-3 zile și tot așa ne-a dus. Și acum noi am mers la beneficiari, în 4 puncte de lucru unde am lucrat, și am luat copii după protecția muncii, fișele de protecția muncii individuale, prezența, tabelul cu prezența și filele de cec, copii după filele de cec, care a ridicat bani. Toți sunteți giurgiuveni? Suntem toți giurgiuveni din județ, mai puțin un băiat care este în București, municipiul București, plus mai sunt în Fetești, 5 persoane. Cum ați dat de firma asta? Cum? Prin cunoștințe, ne-am dus unul pe celălalt. Ce aveți de gând să faceți acum aici la poliție? Păi aici avem de gând să depunem plângere cu toate actele care le avem de la dâns și de la firma mare din Anglia și sperăm să ia în considerare tot ce avem aici. Practic vă considerați înșelați? Foarte înșelați. Pentru că nu numai înșelați. Și da, pentru că am lucrat în condiții cât se poate de aspre, mizere, și nu ni s-a luat în calcul, vorbind în Anglia, absolut nimic. Acolo ni s-a spus că e doar o simplă întâmplare pe parte civilă, pe când cu actele care le avem aici, totul e penal, ce să zic. Mi s-a luat, deci din partea companiei Viking, pentru fiecare persoană se dătea pe fiecare zi 10 lire pentru mâncare. Ni s-au luat și din aia și ne-au dat câte 6. La un moment dat, timp de o lună de zile, începând după data de 1-2 februarie, s-a făcut mâncare la cazan, cala, și nu ne-a mai dat nici banii aceia, care, practic, prin dovezi,
sunt dați, sunt virați către muncitori, câte 10 lire fiecare zi. Timp și-a bătut joc de 35 de persoane care aveau probleme acasă cu familii, greutăți. Majoritatea din ei nu aveau bani să trimită acasă la familie, aveau copii bolnavi și nu a fost nepăsător și a bătut joc de noi. Pur și simplu și-a bătut joc de toată lumea. Acolo unde ați locuit, în Anglia? În Anglia am stat într-o hală, vă arăt filmările, arată filmările Cristi pe telefon. Avem filmări, acte doviditoare, exact ce v-a arătat colegul meu. Am stat într-o hală mare, închiși acolo. La ambasadă v-ați adresat? N-am adresat la ambasadă, chiar în ziua în care el a fugit cu banii. Deja cred că dânsii au făcut niște demersuri. Până să venim acasă, era în contact firma Mare Viking cu ambasada României, cu cineva pe protecția muncii. Erau în discuții, în câteva zile o să-mi trimită pe e-mail toate discuțiile și ne-au spus de la firma mare că în caz, dacă mai avem nevoie de ceva, o să-mi trimită în e-mail să putem să dovedim că ei au fost corecți față de subnumitul Marian Iordache și că ei și-au făcut datoria de a-l plăti. Giugiuvenii care spun că au fost tratați ca sclavii în Anglia au obținut de la firma engleză toate documentele care atestă că banii pe lucrări au fost virați într-un cont din România. Cont bancar, care se pare că nu este pe numele firmei din Giugiu, ci ar fi contul personal al administratorului Marian Iordache. Muncitorii se întreabă de ce nu și-au primit salariile dacă zecile de mii de lire sterline au fost virate din Anglia către România la timp. Aici sunt filele de cec, pe care Marian Iordache, învinuitul, le-a luat. Zisnes a luat. Uitați-vă aici. Sunt odată 4.800, aici sunt 10.000, ăștia sunt numai în pounds, în lire. În lire, așa. Aici este 24.720. Aici sunt 60.000. Bani pe care i-ai încasat, dar n-au ajuns la dumneavoastră. N-au ajuns la noi. Sunt ridicați de el. Aici sunt iar alții 60.000. Aici o firmă mai mică i-a făcut 34.000 tot așa de lire. Aici sunt 40.000. Aici sunt 20.000. Aici alți 20.000. Aveți ceva sute de mii de lire. Ceva sute de mii de lire care i-au luat pe spatele nostru, iar la noi n-au ajuns decât în jur de fiecare, în jur de 450-500 de lire din toți banii ăștia. Da, 500, unii au luat 800. Unii au luat 800. Care au fost în decembrie. Cât ar fi trebuit să vă dea pe fiecare lună? Pe fiecare lună 1.000-1.200 de euro, asta echivalând în jur la 900 de lire sterline. Și acum? De unde aveți actele? Păi astea sunt de la firma mare, compania mare. Compania angajatoare cu firma de la Giurgiu, de aici. Deci banii ăștia s-au virat, banii ăștia sunt luați. Nu putea... Ce? Ăștia sunt... Asta e un alt act, tot de la firma Mare Viking. Uitați, avem semnătura de la domnii. Da, Viking. Cu toate sumele care i s-au trimis în cont și... Practic toți banii noștri sunt aici. Muncitorii giugiuveni s-au adresat și ambasadei României în Anglia, iar acum așteaptă un răspuns oficial. În tot acest timp, ei speră să-și găsească dreptatea în urma plângerii penale depuse și, dacă nu, se vor adresa justiției. Un bărbat de 29 de ani din municipiul Giurgiu, în cursul lunii februarie, a înșelat un număr de aproximativ 30 de persoane cărora le-a promis un loc de muncă în Marea Britanie. Aceștia urmau să lucreze în Marea Britanie pe un salariu aproximativ de 1000 de euro, având asigurare, cazare și diurnă. Întrucât aceștia nu au fost de acord cu condițiile respective de muncă, s-au întors în țară. În momentul de față, polițiștii efectuează cercetări cu privire la comiterea infracțiunii de înșelăciune, fiind întocmit în cauză un dosar penal. Patronul giugiuvean, care recrutează angajați fără forme legale, este deocamdată de negăsit pentru a da explicații, mai ales că pe surse am aflat că omul le-a promis giugiuvenilor că în aprilie are o nouă lucrare în Anglia și că atunci va face și contracte de muncă.